numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Bucură-te, cruce, ușa tainelor. Iată o concentrare Evangheliei de astăzi, mult mai amănunțită, legat de faptul că Mântuitorul Iisus Hristos este, de fapt, Cel care face ca această cruce să fie cinstită prin sfințirea cu scump sângele Său și prin sfințirea cu jertfa crucii, adică cu moartea și învierea, prin care Apostolul Pavel se adresează la corinteni tuturor neamurilor. Pentru cei ce pierd, crucea este nebunie, cuvântul crucii. Iar pentru cei ce se mântuiesc sau cei ce vor să sporească în Dumnezeu, este arma puterii și înțelepciunea. Iar cântărețul sau marele melodii Ioan Damaschin a lăsat un tropar pe care noi îl ascultăm tot timpul la Sfântul Maslu. Doamne, arma supra diavolului, crucea ta ai dat-o nouă, că se cutremură și se înfricoșează căutați spre puterea ei, adică drace, pe care moartea ai surpat și iadul ai golit și pe toți ai înviat, slavă învierii tale, Doamne, sau cum este sfârșitul troparului, că mi-a sărit din minte. Ceea ce însă rămâne, pentru aceasta ne închinăm îngropării și învierii tale, ceea ce rămâne însă minunat, este faptul că Sfinții Părinți sau rânduitorii Evangheliei au constatat că nu este de ajuns să cinstim cuvântul crucii într-o singură zi. Și au ales pregătitori Evanghelia de duminica dinaintea înălțării Sfintei Cruci, duminica Sfintei Cruci sau sărbătoarea crucii propriu-zise care cade indiferent în ce zi ar fi și duminica de după înălțarea Sfintei Cruci. La fel și crucea, la rândul ei, are mai multe interpretări. Interpretarea cea adevărată și interpretarea cea duhovnicească este interpretarea cea spirituală, în care Dumnezeu a dat puterea binecuvântării și a pogorârii Harului Duhului Sfânt prin semnul Sfintei Cruci. Și am văzut preînchipuit în Vechiul Testament, cum arată și Evanghelia de astăzi, că precum Moise a pus șarpele în pustie, și știți istorioara Vechiului Testament, când pentru răutatea și îndărătnicia iudeilor, Dumnezeu a slobozit șerp ca să-i muște. Și atunci Moise s-a adresat lui Dumnezeu și a primit acel semn și cuvânt să facă pe un butuc, pe un stâlp înalt, să pună un șarpe de aramă plin, nu gol pe dinăuntru, ca să arate plinătatea Dumnezeirii lui Hristos. Și toți câți vor fi mușcați de șerpi, uitându-se la acel șarpe, să nu moară. Deci, toți care îl vor vedea pe Dumnezeu și vor crede puterii Lui și tăriei Lui, vor fi izbăviți. Deci, o travă mușcătoare a șarpelui, care vine prin păcat ce o luăm noi de la Satana, se curăță automat prin privirea la Hristos, adică cunoașterea de sine, revenirea în sine și îndreptarea spre Dumnezeu. Mă voi scula și mă voi duce la Tatăl meu și voi spune că am greșit. Un alt lucru însă minunat care rămâne prefigurat în Vechiul Testament ca semn al crucii este și catavasia care rămâne până astăzi și se cântă la catavasiile crucii, cruce însemnând Moise îndrept cu toiagul Marea Roșie a despărțit. Deci lovirea pe care a făcut-o Moise în clipa urmării armatei lui Faraon ce urma să distrugă poporul ieșit și plecat din robie spre pustiul Sinaiului, deci care avea să treacă prin Marea Roșie, deci când au ieșit din Egipt, a făcut ca lovind marea să se deschidă, iar lovind de-a curmezișul marea să se închidă înapoi și să înghită carele lui Faraon. Deci nu este un mit, nu este o legendă, nu este o istorie a popoarelor antice pe care s-a bizuit credința creștină, cum spun unele cărți de spiritualitate din asta lumească cu capul plin cu neuroni și nu cu Duh Sfânt, ci este o adevărată realitate, deci trecerea poporului lui Faraon în urmărirea poporului lui Israel prin Marea Roșie. Și iată că semnul crucii binecuvintează marea și, cum spune la cântarea a cincea, marea a rămas netrecută și nedeschisă altădată, iar Fecioara ce l-a născut pe Hristos, o altă preînchipuire tainică, a rămas nevătămată, adică a rămas nestricată. Mai mult decât atât, altă închipuire a crucii, cele spirituale mă refer astăzi, este și semnul tau, cu care se însemnau în Vechiul Testament și erau aleși de îngeri să nu fie pedepsiți,
și care mai departe, cum spune prorocul David în Psalm, cu 1000 de ani înainte de venirea Mântuitorului, însemnatu-s-a peste noi lumina feții tale, Doamne. Deci este lumina crucii, lumina învierii. Sau mai departe, tot în psaltirea prorocului David, data-i semn celor ce se tem de tine, Doamne. Deci, iată, semnul este semnul Fiului Omului, cum se mai cheamă semnul Sfintei Cruci. Și atunci semnul Fiului Omului, după cum arată Apocalipsa, va fi pus de îngerii lui Dumnezeu, peste aleșii lui Dumnezeu, ca să-i cunoască dintre celelalte popoare păgâne, precum au cunoscut, deci precum a cunoscut mai departe îngerii la ieșirea din robie egipteană, când au omorât pe cei întâi născuți, când după ce au mâncat miel, au uns cu sânge pragurile. Iată, de data aceasta, ei au fost însemnați cu semnul Sfintei Cruci și vor fi aleși, cum spune Apocalipsa, pentru a nu fi pedepsiți. Toți vor, deci nu toți vom muri, dar toți vom învia, și cum spune Apostolul mai departe, zice, și într-o clipeală toți vom fi în văzduh și așa pururea cu Domnul vom fi. Deci vom fi cu Dumnezeu în văzduh, dar cum? Însemnați de puterea crucii lui Dumnezeu, luminați la față, pentru că este lumina feții tale, Doamne, și aleși, deci din mâna celor răi, adică din popoarele păgâne care vor plânge și se vor tângui, apoi elementele de segment sectar care au hulit semnul Sfintei Cruci, deci Dumnezeu nu va face nici conciliere, nici ecumenism, ci va face stânga-dreapta, va da cu barda drept la rădăcina pomului, de unde curge poamă, sau de unde curge strugure, sau de unde curge fructe, sau grâu bun, să dă la jătniță tot ce se cheamă pleavă, ce se cheamă secătură, tot ce se cheamă om sterb, fără rod, să taie și să aruncă în foc. Drepte faceți cărările Domnului. Dreaptă și verticală este intrarea în împărăția lui Dumnezeu. De jos în sus. Piciorul crucii stă înfipt în pământ, iar vârful stă în spiritualitatea cerului, ajungând cu fruntea până sus la stele, deci unind cerul cu pământul prin glasul Evangheliei. Și spune mai departe Evanghelia, pentru că aici de fapt trebuia să ajungem, nimeni nu s-a suit în cer decât cel ce s-a coborât din cer, Fiul Omului care este în cer. Este în cer pentru că cuvântul din veac este la Dumnezeu și cu cuvântul Domnului cerurile s-au întărit și cu Duhul Gurii Lui toată puterea lor. Dar deșertarea prin economie, cum am spus-o și la nașterea Maicii Domnului, deci nașterea din Fecioară, ca prunc, nu nălucă, ci chip de om luând, adică chip de rob, cum spune Sfântul Atanasie, să ne facă pe noi Dumnezei și fie celui preanalt, a făcut ca cerurile să se deșerte și Dumnezeu să coboare cuvântul întrupat, adică pe Iisus Hristos, Iisus care se va chema Mântuitor, mai departe, cum spune Emanuel sau cu noi este Dumnezeu prorociile, și să vină în mijlocul nostru să ne învețe tot ce dorește Dumnezeirea de la oameni și în același timp să răscumpere păcatul adamic sau păcatul strămoșesc în care am căzut tot prin lemn din neascultare. Deci, prin lemn a venit căderea, prin lemn a venit ridicarea. Lemnul prin care a venit căderea a fost lemn binefăcător, spune Părintele Stăniloae în trăirea lui Dumnezeu în Ortodoxie, pentru că dacă Adam și Eva ar fi avut o grabă de zăbavă, adică un pic măcar de zăbavă, ar fi cu ajuns la cunoașterea cea nu lumească, pentru că de aceea crucea pentru cei ce pierd este nebunie, pentru cei este arma puterii și înțelepciune. Iată de ce mai este înțelepciune crucea. În clipa când pomul cunoștinței binelui și răului a fost pus în rai pentru neamul omenesc, a fost ca omul luminat de Duhul Sfânt și de Dumnezeu să cunoască taina durerii, taina suferinței, dar să o cunoască așa cum un elev cunoaște literele din abecedar, neștiind pentru prima oară când se uită peste ele ce înseamnă. Și cu fiecare taină în sine, cu fiecare literă, legând fiecare cuvânt, legând fiecare frază și propoziție din aceste litere, așa trebuia Dumnezeu să învețe pe Adam și Eva taina împărăției lui Dumnezeu. Dar ei ce au zis? La insistența satanei, care este și el un duh viclean și în același timp răzvrătit, pentru că dorea să fie mai sus ca Dumnezeu și în același timp din mândrie era întristat heruvim fiind, că de ce tocmai el să nu discute cu Dumnezeu și sfatul se face între îngerul de mare sfat și tatăl fără știrea lui. Deci nu putea creația să pătrundă în taina ziditorului. De aceea spune, taina este din veac ascunsă și de îngeri neștiute. Nu putea să-și bage nasul, vorba populară a noastră, unde nu-i fierbea oala. Ei, dacă a văzut el că s-a întunecat la chip și a căzut din slava lui Dumnezeu, ce a spus?
Ce arătări ori mai fi și astea în rai care seamănă cu Dumnezeu? Cine mai fi și ăștia stau aici și să veselesc? Ia să trec la ispitire. Și a venit într-adevăr Satana în rai și le-a spus, dar voi ce faceți pe aici? În atâtea hectare de grădină frumoasă și atâta rod, ce tot, zice, vă opriți și ocoliți acolo? Păi și-a zis Dumnezeu să nu mâncăm, să nu pierim. Deci iată, cine cunoaște mai înainte de vreme lucruri nefolositoare, care mai târziu folositoare fiind, moare. Moare pentru proasta interpretare, pentru rea gândire, cum au murit și sectarii. Sectarii nu sunt morți că nu-L cunosc pe Dumnezeu. Sunt morți că-L cunosc greșit. Ei nu sunt morți că nu știu Scriptura, sunt morți că s-au înnecat în ea. Adică alta scrie și alta au înțeles, alta trebuie și alta pricep, alta este și alta fac. Ei, așa Adam și Eva. Zice, mâncați și veți fi ca Dumnezeu. Și în clipa mâncării din pom, iată a fost nevoie ca cel ce s-a coborât din cer să fie și cel ce s-a suit în cer. Deci, aici este vorba și de venirea sfârșitului lumii sau de apocalipsă, când se pune accent pe semnul fiul omului care va sta pe norii cerului, ca fulgerul de la răsărit la miază noapte și de la răsărit la apus, deci la miază zi, la miază noapte, ca să se cunoască pentru toți cei ce n-au cunoscut semnul crucii, că el este arma creștinilor, înțelepciunea și puterea. Și iată că în clipa mâncării, prin cădere, omul s-a depărtat de trei lucruri. De harul Duhului Sfânt sau harul lui Dumnezeu, s-a depărtat de porunca ascultării și a căzut de la fața lui Dumnezeu, cum v-am spus și data trecută, să nu întorci fața ta, spune prorocul David în Psalm, este plângerea lui Adam în rai. De la sluga ta, ia aminte când mă necăjesc și mântuiește sufletul meu și îl mântuiește pe el. Deci, în acea clipă, deci căderea lui Adam a făcut ca Dumnezeu să preceadă imediat la deșertarea cuvântului întrupat între oameni. 5.000 de ani a durat împlinirea tuturor prorociilor, împlinirea tuturor spuselor prorocilor și alcătuirea speției sau a neamului omenesc al lui Iisus Hristos până a venit să se nască din Fecioara Maria, care este tot o jertfă, dar este o jertfă de iubire. Că spune mai departe, căci Dumnezeu a iubit lumea încât pe Fiul Său unul născut l-a dat, nu l-a arătat, ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. Deci iată, primul izvor de viață veșnică este Domnul Dumnezeu. Al doilea izvor de viață veșnică este Domnul Dumnezeu. Și al treilea izvor de viață veșnică este Domnul Dumnezeu. De ce? De la El vine viața veșnică, fiindcă este izvorul apofatic și nemărginit al puterii gânditoare, izvor a toată creația, din nimic le-a făcut pe toate și le-a adus la ființă. În același timp, El este Dumnezeu, cum spune, Eu sunt Cel ce sunt, iar Iisus Hristos spune, Eu sunt adevărul, calea și viața. Și cum spune? Spune așa, Eu și Tatăl una suntem. Fiți desăvârșiți precum Tatăl vostru cel din cer desăvârșit este. Eu vreau ca tot să fie una. Ei, această Eu și Tatăl una suntem nu este altceva decât deșertarea economiei lui Dumnezeu spre priceperea oamenilor. Cred că același lucru, cum spune și Părintele Stăniloae, trebuia să facă Domnul Dumnezeu, Tatăl Savaot, în cer, în grădina Raiului, ca Adam și Eva să ajungă să-L cunoască, nu ca un Dumnezeu spiritual unde erau plini de slavă și nu le lipsea nimic, ci trecându-le, exact cum l-a înfricoșat, a judecată sufletul când moare, în primele trei zile, a văzut după moarte, până la urcarea spre vămile văzduhului și spre mergerea la muncă sau la viață veșnică, când trece în călătoria lui, el are două zile, deci prima zi când stă lângă trup și a doua zi când, ca într-o peliculă cinematografică, îi se afișează toate faptele, fie bune sau rele din viață, care sunt de iuțeala fulgerului. De aceea spune că sufletul în momentul dezlipirii de trup, Efrem Siru, primește înțelepciunea adamică și are acea gândire pe care a avut-o Adam înainte de cădere. Și iată minunăția în care constă faptul. Și lui Adam și Eva în rai le era sortită aceeași peliculă cinematografică de scurtă iuțime dumnezească. Deci la Dumnezeu 1000 de ani sunt ca ziua de ieri. Deci le-ar fi prezentat acestor protopărinți ai noștri
taina omenirii în momentul ascultării sau al neascultării. Udo cu apă, că nu pățești nimic. Deci, în momentul ascultării sau al neascultării. De ce acest lucru? Ca să vadă Adam ce greșeală catastrofală se putea întâmpla din neascultare, dacă ar fi rămas veșnic și curat în ascultare de Dumnezeu, și la fel, la rândul lui, dacă ar fi rămas, deci clipa cum s-a petrecut, deci căderea pe care a suferit-o pe propria piele, căderea pe care a suferit-o prin izgonirea din grădina Raiului, și de data aceasta, deci pomul vieții sau crucea mântuirii neamului omenesc, să nu fie altceva decât ce? Să fie decât arma sau lemnul pe care Satana s-a surpat. Satana cunoștea această taină ca heruvim. Nu are nimic, lăsați-o în pace. Deci Satana cunoștea ca heruvim toată înțelepciunea dumnezeiască și în același timp Satana cunoștea că dacă Adam și Eva vor mânca din pomul vieții, nu vor mai muri niciodată. După cum spune și în antifoanele de la Înviere de Duminica. Lumină este Tatăl, lumină este Fiul, lumină este Duhul Sfânt. Ei, luminat fiind Adam în acea clipă de înțelepciunea dumnezeiască și nu de cea pământească pe care o luăm noi din filozofie, din română, din economie și din tot ce învățăm la școală, ci însuflați de Duhul Sfânt, cum spunea Sfântul Antonie, cărțile mele sunt cerul și pământul, iată-le pe ele. Și în același timp cerul le spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor lui o vestește tăria. Dumnezeu dă cuvânt celor ce vestesc cu puterea multă. Mai departe, Domnul înțelepțește orbii. Și în același timp și în aceeași clipă, Satana și-a dat seama de pericolul ce avea să se întâmple. O ființă materială, deci nu netrupească cum era el, avea să-l depășească în puterea lucrării harice. Și atunci a venit și a spus, mănâncă să fii ca Dumnezeu să-l poată dărâma. Și iată vine momentul coborârii din cer a Fiului lui Dumnezeu spre mântuirea neamului omenesc. Coborârea din cer se face prin jertfă. Și jertfa este simbolizată destul de frumos în Avram. Avrame, ia pe fiul tău și du-te pe muntele Morea și îl jertfește. Iar în clipa când să-i pună junghierul la gât, Avrame, ți-am văzut credința. Ei, iată până unde merge și iubirea de tata lui Dumnezeu, că în clipa când Ana și Caiafa, cărturarii și vechii farisei ai Vechiului Testament, credeau că au omorât pe cel care avea să distrugă neamul, cum au spus, zice, mai bine să piară un om decât să piară tot neamul. De fapt, n-au făcut altceva decât au dat curs învierii lui Hristos, decât au dat curs revărsării harului, zdrobirii iadului, subjugării morții și punerea sub puterea lui Dumnezeu care vine dintr-o moarte plină de viață, deci nu din păcat, ci din ascultare. Și în aceeași clipă se naște, ce se naște? Nădejdea învierii sau, cum spunem noi, una din virtuțile teologice. Credința și nădejdea. Dacă Hristos n-ar fi înviat, credința ar fi fost zadarnică, iar dacă în aceeași clipă nu am avea nădejde, credința noastră ar fi în îndoială. Și fiind în îndoială, nu suntem în altceva decât în moarte sufletească. De aceea Apostolul Pavel spune, pentru cei ce cred este putere și înțelepciune, pentru cei ce pierd este nebunie. Un alt lucru despre care se vorbește în Evanghelia de astăzi spune, căci n-a trimis Dumnezeu, și aici este cel mai frumos lucru care trebuie băgat la cap de noi, căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume să judece lumea. Ei, la cuvântul acesta că n-a trimis pe Fiul Său să judece lumea, problema se împarte în mai multe idei. 1. În primul rând n-a venit să o judece, ci a venit să o învețe. 3 ani și jumătate le-a ținut parabole, le-a făcut minuni, le-a dat sfaturi, i-a îndemnat la bine și la cugetările cele înalte, arătându-le calea și voia lui Dumnezeu. Mergând învățați toate neamurile, botezați-le, învățați-le, cei ce cred să vor mântui, iar cei ce nu cer ce să vor boteza? Iar cei ce se vor boteza în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, vor fi în împărăția lui Dumnezeu. Dar mai mult decât atât, deci mai mult decât atât, o întâmplare și mai minunată decât aceasta, a socotit Dumnezeu de cuvință că acesta trebuie să rămână între oameni până la sfârșitul veacului. Și atunci această alegere de a rămâne până la sfârșitul veacului a fost ca el să se junghe în taina Sfintei Liturghii,
care nu este altceva decât o elogiere, un episod, o mică peliculă cinematografică în care se prezintă toată viața Mântuitorului, începând de la proscomidie, când venind steaua a stătut deasupra. Du-te și închide geamurile în altar, pe de-asta e curent. Hai, fugi repede. Deci în acel moment, da, mă, în stânga și în dreapta, în acel moment, Sfânta Liturghie nu face altceva decât evocă căderea întregului neam omenesc, de la Adam și Eva, până la venirea Mântuitorului în lume când se pune pe Sfântul Disc, și apoi până la Sfintele Sfinților când Hristos stă în gurile noastre prin Sfânta Linguriță din Sfântul Potir. Deci iată de ce Dumnezeu a spus că Cel ce s-a coborât din cer nu este decât Cel ce s-a suit. El se suie în cer cu fiecare Sfântă Liturghie. Deci când noi îl luăm și îl cinstim prin taina Sfintei Liturghii, aceasta s-o faceți într-o pomenirea mea în veacul veacului, dar în același timp să și coboară din cer pe raza Duhului Sfânt, așa cum s-a pogorât în Fecioara Maria, și în același timp se coboară în toată plinătatea slavei când spune: Doamne, Cel ce ai trimis pe Preasfântul Tău Duh, în ceasul al treilea apostol, că acela nu lua de la noi, și în aceeași clipă se aude cuvântul: și fă pâinea aceasta cinstit trupul Hristosului tău. Deci Duhul Sfânt imediat vine în putere euharistică și cu o putere neînchipuită și negândită de mintea omenească, se face carne și sânge pe disc și în potir pentru neamul omenesc. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur comentează și Isaac Sirul relatează în Filocalea 10, cel ce spune că Dumnezeu lucrează după dreptate hulește, pentru că de fapt Dumnezeu nu lucrează cu dreptate, ci cu milă. Niciun dușman nu-și jertfește răilor săi care l-au supărat. Deci niciun drept stăpânitor dușmanilor săi nu le dă ca recompensă pe fiul său să-l mănânce. Deci iată până unde merge iubirea de oameni a lui Dumnezeu. De aceea spune că a venit să mântuiască lumea. A venit să o mântuiască pentru ce motiv? Că atunci când noi ne întrebăm și ne punem întrebarea: de ce sectarul nu pățește nimic? De ce păgânul nu pățește nimic? De ce rău credinciosul nu pățește nimic? De ce bețivul, desfrânatul și toate celelalte clase sufletești, adică toate celelalte stări negative spirituale a celor din jurul nostru, nu sunt însemnate de Dumnezeu cu vreo pedeapsă? Nu sunt însemnate pentru că n-a venit să judece lumea, ci să o mântuiască. Deci le dă timp de pocăință. Intrând apostolii și ucenicii într-o cetate, n-au fost primiți. Și atunci se întorc imediat la Hristos și spune: Doamne, dă foc din cer! La care Mântuitorul Iisus Hristos se adresează și le spune: a cărui duh sunteți? Noi am venit să ne răzbunăm? Am venit să facem inchiziție, adică cine nu-i cu noi împotriva noastră? Nu! Mântuitorul a relatat un cuvânt mai frumos. Eu vin și bat. Cel ce va deschide, voi cina cu el la masă. Iarăși Mântuitorul: eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Iarăși Mântuitorul: eu am venit nu ca să judec lumea, ci să o mântuiesc, și din toți câți mi-a dat mie, pe niciunul să nu-i pierd. Dar mai departe Mântuitorul iarăși vine și spune: cel ce vine după mine să se lepede de sine, să-și ia crucea sa, deci o altă cruce despre care să va vorbi în duminicele, în sărbătorile viitoare, nu ne băgăm în subiecte diferite, ci tratăm un singur subiect, să se lepede de sine și să vină după mine. Și iarăși vine și le spune: cel ce iubește pe mama, pe tata, pe frate, pe soră, pe sine se iubește, țarin și holde și copii și femei, nu este mie vrednic. Deci iată, dă o relatare din care mințile subțiri și înaintate duhovnicește știu să aleagă. Mi-a plăcut frumos relatarea cuiva când spunea într-una din zile, zice: părinte, am citit drama lui Iov și m-am înspăimântat. Stam și mă gândeam, zice, dar dacă mie mi s-ar fi întâmplat așa, oare nu cărteam? Eu știu, e o taină foarte adâncă. Taina lui Iov nu este altceva decât tot o lepădare de sine, dar o lepădare prin care lucrează Harul lui Dumnezeu să vadă forța cu care omul poate să fie statornic în credință. Că Satana, venind din cer, ce a spus? Doamne, eu am cutreierat văzduhul și tăria de sub cer și toate, și cu om ca robul tău Iov n-am aflat, dar ia-ți tu darul de la dânsul. Dar ce se întâmplă? Dumnezeu l-a avertizat și a spus: eu darul mi-l iau, dar de sufletul lui să nu te atingi. Sufletul e lumină, este scânteie dumnezească. De aceea nu putea Satana să se atingă. Era aceeași creatură,
Dacă satana ar fi fost înger luminat, sufletul putea să-i spună, frate, suflete. Putea să-i spună sufletului satana, dar nu mai erau frați, unul fiind slujitor al binelui și unul al răului. Erau numai după zidire împreună cu lucrători, deci aveau același ziditor în taina lor. Sufletul slujea ca viață și ca înțelepciune lui Iov, în taina lucrării lui de mântuire, iar satana, deja ființă netrupească, rațională, inteligibilă și nemuritoare, dar cu neascultare, deci cădere din har. Și iată, spune, zice, îmi iau darul de la el, dar de el să nu te atingi. Și până la cea mai adâncă grozăvenie, ca să vedeți că crucea vieții omenești nu se oprește până unde ne place nouă. Că noi așa considerăm creștini, avem o singură etapă. Avem etapa slugarnică, când venim la biserică din frica de a nu ni se întâmpla un rău. Deci venim la biserică și ne rugăm de frică să nu se întâmple un rău. Este bună și aceasta. Frica de Dumnezeu e începuta toată înțelepciunea. Dar Dumnezeu nu revarsă darul și harul său peste cel care se teme de el. Deci Mântuitorul n-a venit la noi ca să ne temem de el și să ne punem plapuma în cap sau sacul în cap când îl vedem. Ci din contra, așa blând ca prunc, cum stă în pântece în brațele mamei, așa blând ca Mântuitor, cum stă și ne privește din icoane, la fel va veni și ne va privi prin pogorârea sau coborârea la judecata universală, când va sta pe norii cerului, pe cele scaunele de judecată împreună cu cei 12 apostoli, și nu va face altceva decât va spune așa, precum aud, judec. Și judecata mea dreaptă este. Cei ce au făcut fapte bune vor învia spre învierea vieții, iar cei ce au făcut fapte rele spre învierea osândei. Dar noi care ne temem rămânem slugarnici, de aceea obișnuim să scriem pe cruce. Aici odihnește robul lui Dumnezeu. E adevărat, suntem un fel de rob. Dar noi nu suntem robii lui Dumnezeu, ci suntem copiii lui Dumnezeu. Suntem copiii lui născuți din durerile nașterii din apă și din duh. Ne-am îngropat cu moartea lui și ne-am ridicat din moarte cu învierea lui. Ne-am îngropat împreună, cum spune la troparul duceniței, deci ne-am îngropat împreună cu Hristos ca să înviem împreună cu Hristos. Ne-am băgat în clistelniță de 3 ori ca să arătăm că chipul Dumnezeirii s-a smerit în toată puterea slavei, deci nu s-a smerit un singur ipostas, ci toată Dumnezeirea era de față. Și în mormânt, ați văzut ce frumos, în mormânt cu trupul. Trupul acela nu era putrezicios și plin de stricăciune. Nu s-a atingea viermele sau împuțiciunea vreodată de el. Pentru că era trup de ascultare dumnezească, era trup transfigurat, chiar dacă era omenesc, era sfințit prin ascultare. În iad cu sufletul, auzi, sufletul lui Dumnezeu. Deci iată ce taină adâncă necuprinsă de mintea omenească. Era vorba de a doua fire a Mântuitorului Iisus Hristos, adică cea pură omenească și cea dumnezească, care lucra în voia și slujirea ascultării celei omenești și îl îndumnezea total fără ca noi să ne dăm seama. În clipa când el se schimba la față pe tabor, s-a suit cu carnea și cu oasele pe care le purtăm noi. Dar era plin de harul lui Dumnezeu și avea puterea transfigurării, exact cum cad misticii în momentul când sunt răpiți în starea de uimire sau de extaz, sau în starea de iluminare, cum spune Simeon, nou teolog, când inima lor se umple de puterea Duhului Sfânt și de lucrarea dumnezeiască și încep să țâșnească putere și rază de lumină. Ei, ori inima Mântuitorului Iisus Hristos nu era decât tronul întregii dumnezeiri din care țâșnea lumina dinăuntru spre din afară, luminând taina întregii lumi și spălând boala și patima întregului păcat. Deci nu era lipsit o clipă Iisus Hristos de dumnezeire sau de omenire. Au lucrat împreună, dând cu sulița în coasta Mântuitorului, n-au spart dumnezeirea lui Hristos, ci omenirea lui Hristos. Dar curgând apa și sângele din coasta lui, au curs cele două mari taine, de aceea îi spune, bucură-te cruce, ușa tainelor, a curs botezul și împărtășania, deci taina Sfintei Liturghii, simbol al Noului Testament, al legii Harului celei noi, pentru că sfințind cu sângele său neamul omenesc și căpățâna lui Adam și lemnul crucii, de fapt ne-a ridicat din moartea veșnică. Și trecând mai departe, unde trebuie să ajungem, pe scaun ai fost cu Tatăl. Iată, cuvântul nu lipsea dintre ei. Și în rai cu tâlharul. Deci iată puterea sau libertatea de mișcare a Mântuitorului Iisus Hristos. Această supradimensiune
a persoanei Mântuitorului Iisus Hristos din ființa Sfintei Treimi se cheamă puterea, deci puterea de energie necreată pe care noi nu putem înțelege și vine din lucrarea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este mijlocitorul, este intermediarul și este, de fapt, revărsarea acestei taine. Duhul Sfânt te va umbri și Duhul lui Dumnezeu domnea deasupra apelor și Duhul lui Dumnezeu era de față la tabor când a apărut norul luminos și s-a auzit glasul Tatălui. Duhul Sfânt era în chip de porumb deasupra la botez la Iordan. Duhul Sfânt a adeverit din cer întărirea cuvântului și așa mai departe. Deci iată, treime întreagă desfășurată în unimea ființei, în lucrarea de față pe care o vedem la mântuirea neamului omenesc. Este greu pentru căpățâna noastră ca să le băgăm la cap, dar trebuie să înțelegem că toate s-au făcut prin jertfa și taina crucii. Crucea era în rai, deci crucea era în rai, lângă Hristos, deci lângă cuvântul lui Dumnezeu, încă de la creația lui Adam. Și-au pus Dumnezeu pomul cunoștinței binelui și răului și-au pus pomul vieții. Ei, acel pom al vieții era lemnul de viață făcător al crucii. Și așa cum stă pomul vieții în mijlocul raiului, așa stă crucea în mijlocul creștinătății. De aceea noi sărbătorim înălțarea cinstitei și de viață făcătoare cruci în toată lumea și știm istoria crucii fără să ne lungim prea mult întrânsa de la împăratul Constantin, descoperită de împărăteasa Elena, cum a vindecat un mort, cum a fost adusă la Ierusalim și așa mai departe, întreg halaiul, deci patristic care se poate citi din prologe și din Vețile Sfinților sau din sinaxarele cărților de slujbă. Ce rămâne însă important? De ce? Tocmai această armă care a devenit astăzi poticnire, care a devenit astăzi poticnire pentru elini de bunie, spune Apostolul Pavel. Pentru iudei luare în râs, armă de tortură rușinoasă. Dar iată că ea va fi mărturisitoarea înaintea lui Hristos. Așa cum Adam a văzut pomul raiului al vieții și ar fi vrut să mănânce din trânsul, dar n-a mâncat că heruvimul a fost de față. Dumnezeu imediat a ocolit această mare și catastrofală greșeală ca să nu îl împetrească în rele veșnic. Așa și acești păgâni și acești iudei și acești sectari care vor vedea pe cer semnul Fiului Omului se vor înfricoșa în clipa când vor vedea propovăduirea crucii pe norii cerului. Deci ea nu va veni să vorbească, ci va veni să tune. Deci va fi semne înfricoșate în cer și pe pământ. Soarele se va înroși și luna se va înroși, soarele se va întuneca, apele se vor face ca sângele, citiți toată Apocalipsa și când va vărsa primul pahar și când va vărsa al doilea pahar, deci vedeți îngerii, atunci veți vedea, zice, acel cutremur, acea frică și acea groază despre care se spune, că zice să nu fie fuga voastră iarna, vai de cele ce vor alăpta în pântece, de cel ce va fi pe casă să nu se coboare, cel ce va fi la țară, nu se va lua și nu se va lăsa, ce va fi spus în ascuns pe față, se va descoperi și așa mai departe. Deci îngrozitoare, îngrozitoare semne ale sfârșitului lumii, dar în același timp cutremurătoare. Va fi atâta dreptate, va fi atâta înțelepciune, va fi atâta patos de lumina lui Hristos, încât nici cele mai mari tratate de justiție umană nu sunt în măsură să judece atât de drept și de luminat și să gândească măcar înțelepciunea cu care Hristos va judeca națiunile lumii, adică popoarele creștine, deci nu face șovinism, în care El va arăta fiecăruia ce a făcut ori bine, ori rău. Și spune că se vor judeca gânduri, se vor judeca intenții, se vor judeca pornirile sufletești, se vor judeca comportările noastre vicioase pe care nu le-am sfințit sau nu le-am lepădat încă prin taina spovedanii, prin taina împărtășaniei, ne vom face vinovați de sângele mielului, ne vom face vinovați de tainele mielului, adică de tainele crucii, cele șapte taine ale bisericii care au venit ca un izvor din tulpina crucii, adică de la smerenia lui Hristos. Și mai departe decât atât, se vor cutremura torțile cerului de mânia celui care vine, spune Duhul Sfânt la Psalm, să judece, deci de două ori, lumea cu dreptate de data aceasta și popoarele cu dreptate.
Și care va fi îndreptarea popoarelor? Vor fi acele credințe străine pe care ei le vor lua, le vor lua ca îndreptare în clipa vederii Fiului Omului și a semnelor judecății. Iar cu dreptate pentru cei ce au trăit în legea Harului și au trăit ca idioții. Deci au trăit în mizeria sufletească despre care spune mai departe, deci Dumnezeu a îngăduit ca nu să judece lumea, ci să o mântuiască. Ca să o mântuiască este semnul de pocăință, iubirii, de lung răbdării de oameni a lui Hristos, prin care El ne așteaptă de zi cu zi și în fiecare ceas și în fiecare clipă și în fiecare secundă să ne întoarcem la El cu dragoste și cu iubire de fii și răzvrătiți, și risipitori, și îndărătnici, și neascultători, și mai puțin vrednici, și mai puțin nevrednici. Pentru că, spune Apostolul Pavel, în biserica lui Dumnezeu sunt vase și de cinste și de necinste. Nu toți apostoli, nu toți profeți, nu toți proroci, unii se mântuiesc cu smerenia, unii se mântuiesc cu dragostea, alții cu dreptatea, alții cu iubirea de oameni, alții cu milostivirea. Dumnezeu a rânduit în rândul cetei sale fiecărui om o șansă de mântuire. Nu poate să spună armeanul că n-a avut șansă de mântuire, nu poate să spună ortodoxul că n-a avut șanse de mântuire, nu poate să spună păgânul că n-a avut șanse de mântuire, nu poate să spună puturosul că n-a avut șanse de mântuire. Deci, indiferent de poziția noastră sufletească, crucea este înțelepciune și putere. Înțelepciune prin ce? Prin faptul că, așa cum am putut învăța toate școlile lumii să fim oameni mari, putem învăța și taina dreptei credințe. Nimeni nu ne obligă, cum spune Apostolul Pavel, să împărțim biserica și să o demolăm pe părticele, făcându-ne șefuleți noi în ea și anumite criterii de considerație asupra lui Hristos. Pe Hristos nu-L laudă gurile oamenilor. Pe Dumnezeu nu-L laudă și nu sunt îndeajuns măsurate laudele. Laudele, ca să folosim un termen frumos, nu sunt îndeajunse laudele îngerești. Pentru că laudele îngerești sunt atât de mari, încât în timpul Sfintei Liturghii, heruvimii și serafimii își acoperă fețele și sfioși privesc spre taina Sfintei Jertfe. Dar mai mult decât atât, închipuiți-vă la slava adevăratului Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, când va veni cu putere multă. Ceea ce trebuie să rămână însă de esență în mintea noastră, care deja stă plictisită neînțelegând multe, este aceasta. 1. Crucea, în primul rând, este spirituală. Deci este crucea prin care Hristos a venit să coboare din cer și apoi să urce în cer cu două motive. S-a coborât din cer să restaureze firea omenească și s-a suit în cer să îndumnezeiască firea omenească. S-a coborât din cer din iubirea de oameni, dar se suie în cer cu dreptate. De ce se suie cu dreptate? Nimeni nu va putea să spună în ziua judecății că n-a auzit de taina învierii lui Hristos. Adică El a venit să restaureze integral religiile lumii. De aceea, în îndreptarele de spovedanie, să încercați să evitați acest păcat. Am spus că toate religiile sunt bune. Dacă toate religiile sunt bune, înseamnă că Hristos este rău. Pentru că El este adevărul, calea și viața. Și mai multe adevăruri, niciun adevăr. Adevărul invederat care rămâne păzit sub arma puterii lui Dumnezeu este adevărul bisericii păzit sub cupolă și sub cruce. De aceea pe toate locașurile de cult creștin vom vedea semnul crucii sau semnul material al semnului, deci al elementului cruce. Unind cerul cu pământul și dragostea lui Dumnezeu, deci dragostea și dreptatea lui Dumnezeu prin întinderea brațelor, deci brațul orizontal al crucii. Ceea ce rămâne însă important și minunat este aceasta. Crucea ne este armă în toate călătoriile. Crucea ne este armă în toate problemele vieții. Crucea ne este armă în toate tainele vieții. Și când te botează, în numele crucii te botează. Și când te cunună, în numele crucii te botează. Și când te îngroapă, în numele crucii te pecetluiește. Și când te împărtășește, în numele crucii te împărtășește. Și când te se roagă pentru boala și neputința ta, în numele crucii îți sfințește un de lemnul. Și când îți sfințește aghiazma, în numele crucii ți-o sfințește. Deci, iată, crucea este arma puternică a tuturor creștinilor, care nu poate fi lipsită nici de la pieptul creștinului, nici de la inima creștinului și nici de la mintea creștinului. Dar mai mult decât atât,
Ea trebuie cinstită prin ce? Prin valoarea ei supremă. S-a sfințit odată pentru totdeauna devenind altarul universal de jertfă a răscumpărării neamului omenesc. Oriunde o vezi, pe gar, pe stradă, pe biserică, să nu-ți fie rușine să o faci, cum spunea la spovedit, să faci cu limba sau cu mâna. Dacă faci cu limba, ești laș și trădător, dacă faci cu mâna, ești drept creștin mărturisitor. Adică nu ți este rușine de semnul pe care Hristos nu s-a rușinat să se urce, deci nu s-a rușinat să se urce pentru mântuirea neamului omenesc, ci de bună voie a primit moarte pe cruce. Și astăzi, mulți tâlhari și-au bătut joc de cruce și-au necinstit-o. Întâi sectare, apoi cei care o neagă, cei care o poartă pe buzele lor în înjurii și hule, cei care o poartă la peptul lor și fac fapte vrednice de osânda ghienei, dar să numesc creștini. Deci destui tâlhari s-au găsit acum să o necinstească, pentru că ei nu sunt altceva decât aceleași elemente satanice care încercau și în Vechiul Testament să prigonească semnul spiritual al crucii și chiar și în rai satana care a vrut să despartă pe om de semnul crucii. A știut că în clipa depărtării de semnul crucii omul cade și se spune de un pusnic din pustie că venind satana în chip de femeie s-a prefăcut că e rătăcită. Asta ca să vă dezmolțiți un pic mintea. Și a zis, nu mă primești în casa ta, zice, să-mi noptez că mă mănâncă fiarele. La început a fost foarte curajos și a spus, mai bine să te mănânce fiarele decât să mă mănânci tu pe mine, adică să-l ispitească în păcatul de sfrânare. Dar cu atâta miorlăială s-a prefăcut satana, fiind în chipul femeii și atât de mieros l-a luat, încât în cele din urmă i-a spus, zice, dar nu o să te temi că o să dai seamă în ziua judecății de un suflet osândit, zice, care i-ai luat șansa de a trăi, că dacă l-ai fi primit într-un ungher al chiliei tale, ai fi făcut o faptă de iubire creștină, că Hristos e iubire. Și a început satana acea tălmăcire duhovnicească a iubirii lui Dumnezeu, fiindcă el este și teolog. Și s-a îndoit pusnicul în cele din urmă și l-a primit în casă. Iar când s-a văzut satana în casă, mai decât i-a stârnit un război și o poftă trupească nesăbuită. S-a luptat pusnicul în cele din urmă și până în final, deci până în final, s-a învoit a cădea cu păcatul. Și când s-a apropiat de acea nălucire care așa zisă femeie era, pentru că era satana în chip de femeie, ce a făcut? Satana întinsese niște curse cu mult înainte să-l poată prinde în această capcană. Întâi a lăsat un pantof de femeie pe la ușa casei și el se gândea, o fi mâncat-o fiarele și a rămas numai papucul. Altădată i-a lăsat o eșarfă, altădată i-a lăsat un cordon, altădată o basma. Deci multe din acestea și el deja l-a obișnuit cu acea întâmplare. Ce-o fi zis? Măi, o fi mâncat-o fiarele și astea le-a dus vântul. Dar de data aceasta, iată că fiara era lângă el, satana. Și în toate cele pusnicul uitase un singur lucru, în discuția cu acea femeie, în discuția, în acel dialog înfricoșat, a uitat să-și facă cruce. Pentru că în clipa când a dat să se atingă de femeie, să o mângâie, îndulcindu-se de păcatul desfrânării, satana a adus o pocnitură urăcioasă și un miros urât și i-a spus, greu, dar te-am învins, nenorocitule. Și el s-a trezit în acea clipă rușinat de satana și cei doi lei de la ușa lui au plecat în pustie și n-au mai vrut să-l slujească vreo câțiva ani de zile pentru călcarea acelei greșeli nesăbuite, pentru că de-abia în clipa când s-a însemnat cu semnul Sfintei Cruci și-a dat seama că a fost nălucire satanicească și că l-a dus în ispită. Un bețiv mai iscusit, ajungând noaptea într-un ungher, după ce băuse mult și nu nemerise casa, cum fac mulți dintre noi, și dorm prin șanțuri și prin cârciuri și pe la margini de șosele, a găsit o casă pustie. Și a zis așa, mă, beat-s beat. Lui satana i-am slujit, dar măcar să fac și eu o șmecherie, zice, să nu mă poată prinde. Și ce a făcut? S-a culcat într-un ungher al camerei și de frică că i s-ar fi părut lui năluciri de noapte, a început să însemne cu semnul Sfintei Cruci, și în stânga, și în dreapta, și sus, și jos, dar de spaimă le făcea. Și în cele din urmă, cu băutura în cap, a adormit. Iar la o bucată de noapte, el a orbit o lumină uimitoare. Ce credeți că s-a întâmplat?
Acel loc părăsit, într-adevăr, era un loc drăcesc, unde dracii își făceau întotdeauna mendrele și sfătuiau cum să piardă pe anumiți creștini și se întâlneau la un fel de convocare, așa. Și au început dracii acolo, în chipul ăla nălucit, cu lumini și cu arătări, și deodată văd în colț pe bețiv. Și toți care, cu suliți, cu toți care să-l înghimpe și să-l stârnească, să-i poată lua sufletul, să-și bată joc de el. S-a apropiat unul să frigea și să văita, s-a apropiat altul. Și au început dracii să facă o larmă și o gălăgie infernală în care el s-a trezit. Dar în timp ce s-a trezit, ce credeți spre minunea lui Dumnezeu? S-a văzut înconjurat de un cerc de cruci luminoase, care nu erau altele decât crucele pe care le însemnase în aer cu mâna, dar devenise spirituale și puternice în fața satanei, așa cum avem noi sfătuirea la rugăciunea de seară, să însemnăm perna din bătrâni, patul, sau cum mama creștină știe foarte bine că în clipa din când îi se naște pruncul și până când îl botează și până când îi mare, nu uită să-i facă cruce pe fașă, pe fes, pe sticla de mâncare, pe perinuță, peste leagăn, peste tot ce este. Deci nu uită să-l însemne cu semnul Sfintei Cruci, să fie în paza lui Dumnezeu. Iată și acest bețiv a scăpat de lucrarea satanicească, fiindcă dracii se frigeau de puterea crucii care îl înconjurau. De aceea spune, dat-ai semn celor ce se tem de tine, Doamne. De ce vreau să spun lucrul acesta? Trebuie să înțelegem două lucruri. Dacă vom ajunge sănătoși și mâine și poi mâine, vom trata, sper, și vom discuta despre alte taine ale crucii care pot să însemne crucea celor căsătoriți, crucea monahilor, crucea celor din lume sau celibatari, crucea vieții omenești, boala, suferința, necazul. Toate sunt trimise ca o cruce de la Dumnezeu și despre toate se poate vorbi ca o cruce. Pentru că însuși Mântuitorul Iisus Hristos a spus: cel ce vine după mine să se lepede de sine și nu să-și ia crucea mea și să-mi urmeze mie, ci să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Deci fiecare în rândul nostru ne luăm crucea noastră personală și ne îndreptăm spre Dumnezeu cu cât putem. Cu șchiopătări, cu căderi, cu ridicări, cu delăsări, cu lene, cu uitare, cu nepăsare, cu mai puțină râvnă, cu mai puțină voință. Dar șchiopătând, nimerim exact ca la nunta fiului de împărat, unde s-a umplut casa de tot felul de slăbănoși, de oloși, de tot felul, și-au intrat totuși la nuntă și-au cinat și încă mai era loc. Pentru că bine este să intrăm slăbănoși în împărăția lui Dumnezeu, dar în pocăință, decât întregi în foc. Adică, mergând pe ideea, Domnule, eu nu pot face și am terminat. Nu! Astăzi căzând și mâine ridicându-te. Mâine căzând și poi mâine ridicându-te. Deci niciodată lăsându-te în nădejdea că satana m-a biruit și m-a câștigat. Gata, am căzut și nu mă mai interesează. Cele mai urgisitoare păcate care nouă ni se par rușine ale și vorbi, dacă sunt spovedite și dezlegate și facem pentru ele rugăciune, Dumnezeu le șterge și le iartă. Dar le iartă în puterea și în virtutea iertării crucii. Pentru că te iartă și te dezleagă numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Ce vreau să spun? Afară de crucea spirituală despre care am vorbit în câteva cuvinte astăzi, trebuie să înțelegem că taina adevărată a crucii nu este decât taină a luminii, taină a iubirii, taină a iertării, taină a unirii cu Dumnezeu și este taină a mântuirii. Deci pentru noi, cei ce credem în Dumnezeu, crucea spirituală și cea materială cu care ne însemnăm să o purtăm în buzunare și o vedem și pe biserică și în casele noastre și în icoane și în diferite litografii și oriunde o cinstim și oriunde o vedem, este arma puterii și înțelepciunea pentru toate neamurile și pentru toate veacurile până la judecata lui Dumnezeu în vecii vecilor. Amin.